Gloria Buzău a bifat vineri seara al doilea succes în partidele de verificare, câștigând poate cel mai important meci disputat până acum. Adversar a fost FC Universitatea Craiova, grupare cu ambiții și buget pe măsură. Echipa din Bănia a început mai bine jocul, dominând clar ostilitățile în prima repriză. Stoian a reușit însă să mențină scorul alb cu câteva parade spectaculoase. După pauză, Gloria a preluat inițiativa, reușind să înscrie după aproximativ o oră de joc. Tucaliuc a făcut șahmat întregul sistem defensiv al oltenilor după o pătrundere individuală și o finalizare la vinclu. Mai mult, Gloria putea majora diferența, dar șutul lui Chică Roșa a lovit bara. După meci, Ilie Stan s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi. Programul de pregătire al Gloriei s-ar putea încheia pe 22, un amical contra Dunării Călăraș. Rămâne ca oficialii celor două echipe să se pună de acord asupra locației de disputare. Îi felicit pe jucători pentru că au avut atitudine în timpul antrenamentului și s-a văzut și la jocul de astăzi. Chiar dacă, eu știu, un ulei moment am greșit din punct de vedere tactic. Dar eu zic că suntem pe un drum bun. După o perioadă de 4 luni de joc este foarte greu ca să intre după 4 luni de pauză, este foarte greu să intre în ritm. Eu sunt mulțumit în momentul actual. Mai avem, eu știu, dacă ne ajută Dumnezeu să începem pe 29, mai avem un joc amical săptămâna viitoare pe 22 cu Călărașul și încercăm ușor să fim pregătiți 100% pentru prima etapă de campionat. Întrebat despre obiectivul stabilit de conducere, Ilie Stan a fost destul de evaziv. Tehnicianul s-a referit mai mult la jocul echipei și la eventualitatea disputării partidelor în fața unei asistențe decât la sarcinile trasate de șefii din crâng. Semn că Gloria nu și-ar propune promovarea nici în sezonul 2020-2021. Păi acum trebuie să schimbe, pentru că s-a schimbat și formatul campionatului. Și probabil că știți. Să vedem acum, să stabilim săptămâna viitoare și să împlinim conducerea și să încercăm să facem spectacol și să câștigăm puncte și să, dacă în momentul unde o să vină lumea la stadion, să vină cât mai autorul. Un alt indiciu cu privire la neimplicarea Gloriei în lupta pentru Liga 1 este campania subțire de transferuri. Gruparea din Crâng nu a reușit să înregimenteze niciun nume sonor, ba mai mult, a pierdut unul dintre cei mai buni jucători din sezonul trecut, pe Vali Munteanu.